În timpul vizitei de lucru la Kiev, premierul României Victor Ponta a depus un buchet de trandafiri albi și a păstrat un moment de reculegere la crucea ridicată în piața Maidan din Kiev, un monument închinat ucrainienilor decedați anul trecut în luptele pentru apărarea democrației. El fiind însoțit de premierul Moldovei Iurie Leancă, care a depus un buchet de trandafiri roșii, locul de comemorare fiind înconjurat de sute de lumânări, flori și portretele celor uciși în evenimentele sângeroase, care au avut loc între noiembrie 2013 și februarie 2014. Prim-ministrul României Victor Ponta a efectuat o vizită la Kiev. În cadrul ceremoniei de semnare a acordului privind micul trafic de frontieră, domnia sa i-a înmânat un document omologului ucrainian, prin care partea română acceptă înființarea unui consulat al Ucrainei în România, cel mai probabil la Sighetul Marmației. După cum spun surse oficiale, România la rândul său solicită înființarea unui consulat în regiunea ucraineană Transcarpatia la Slatina. Premierul României a declarat în timpul întâlnirii cu Iațeniuc că România va susține ridicarea cât mai curând a vizelor pentru Ucraina. În timpul vizitei la Kiev, premierul român a reiterat că România susține integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei, dar și a Republicii Moldova, precum și aspirațiile europene ale celor două state. Bună ziua! În primul rând, aș dori să mulțumesc primului ministru Iațeniuc pentru invitația de a fi azi la Kiev, de a fi într-o formulă istorică, pentru că n-am reușit să găsim într-o generație aproape un precedent, un prim-ministru al României la Kiev în ultimii 20 de ani și cu siguranță o întâlnire între cei trei prim-ministri este prima în relațiile noastre. Dacă cineva mă întreba până azi care sunt relațiile dintre România și Ucraina, aș fi putut spune doar vecini. Îmi doresc ca de azi să spunem că suntem și prieteni, nu doar vecini. Și cred că în momentele dificile prin care trece regiunea noastră, este momentul în care între toate cele trei țări, România, Ucraina, Moldova, să relația de prietenie și de colaborare să devină mult mai strânsă. În primul rând vreau să afirm aici, de la Kiev, așa cum am făcut-o la New York, la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, poziția foarte fermă a României de sprijin pentru integritatea teritorială a Ucrainei și a Moldovei, pentru parcursul democratic și pentru opțiunea pro-europeană și pro-democratică pe care popoarele din Ucraina, din Moldova, din Georgia au făcut-o. România crede în acest drept inalienabil al poporului ucrainean, al Moldovei, de a-și alege drumul democratic și pro-european și România consideră că nimeni, nicio altă țară vecină, nu are dreptul să oprească sau să intervină în această decizie democratică a celor două țări. Îmi doresc însă să spun că pe baza experienței României și Ucraina și Moldova au nevoie mai mult decât de declarații politice de solidaritate, au nevoie de acțiuni concrete care să sprijine reformele pe care le fac în acest moment. Și cred că este obligația României și a celorlalte țări membre ale Uniunii Europene să fie mult mai active, mult mai concrete, mult mai pragmatice în toate proiectele de sprijin pentru Ucraina și Moldova. Așa cum am spus de multe ori la Chișinău, dar o spun și azi la Kiev, îmi doresc ca Moldova, ca Ucraina să învețe din experiența de integrare europeană și transatlantică a României, să învețe din lucrurile bune pe care le-a făcut România, dar să învețe și din greșelile pe care le-a făcut România, ca să aibă acest parcurs mai rapid și mai eficient. Aceasta înseamnă că împreună să modernizăm instituțiile statului, ca împreună să avem un sistem de justiție eficient, ca în toate cele trei țări să existe un sistem economic performant, și să putem să facem împreună proiecte de infrastructură regională care să ajute la
dezvoltarea celor trei țări. În mod special mă refer la proiecte de infrastructură în zona energiei, pentru că independența energetică este pentru România un obiectiv fundamental, iar interconectarea cu vecinii noștri ne ajută să avem o independență politică reală care să nu țină cont de interesele altor țări, ci doar de cele ale celor trei țări pe care le reprezentăm. Așa cum a spus și primul ministru Iațeniuc, România a fost prima țară membră a Uniunii Europene care a ratificat în Parlament acordurile de asociere cu Uniunea Europeană ale Moldovei, Ucrainei și Georgiei și ne mândrim cu acest lucru. Împreună cu domnul prim-ministru Leancă avem un vis comun, acela ca în 2019, când România va deține în al doilea semestru președinția Uniunii Europene, la masa membrilor Uniunii Europene să fie și Moldova și Ucraina, și chiar dacă este un proiect foarte ambițios, eu cred că putem să lucrăm împreună pentru acesta. La nivel bilateral, am semnat azi un acord privind micul trafic de frontieră, care trebuie să fie un prim semn de colaborare între România și Ucraina. Aproape 2 milioane de cetățeni de pe cele două părți ale frontierei vor putea beneficia de acest acord, aici incluzând, bineînțeles, și minoritatea, reprezentanții minorității ucrainiene din România sau ai minorității române din Ucraina. Vreau să spun însă că România susține cât mai curând ridicarea regimului de vize pentru Ucraina, așa cum s-a reușit pentru Moldova. Eram împreună la Bruxelles când președintele Comisiei Europene, domnul Barroso, a anunțat ridicarea vizelor pentru Moldova. În egală măsură, cred că aceeași decizie trebuie luată la nivelul Uniunii Europene pentru cetățenii ucrainieni. Am discutat de asemenea și vom continua să discutăm despre implementarea și respectarea în ambele țări, România și Ucraina, a standardelor europene privind drepturile minorităților naționale. Și vreau să spun foarte clar că România nu va cere niciodată unui vecin al său drepturi speciale sau drepturi care să depășească standardele europene pentru minoritățile naționale. Ceea ce există ca standard european, ceea ce respectăm în țările noastre, ceea ce prezervă identitatea minorităților, este, până la urmă, fundamentul abordării celor două guverne în domeniul minorităților. În final, vreau doar să spun că în 8 săptămâni, în 2 luni, toate cele trei țări vor avea alegeri democratice și asta e un lucru important, alegeri democratice, că îmi doresc foarte mult ca la Kiev, la Chișinău și la București forțele politice pro-europene, forțele politice progresiste, moderne, să primească sprijinul electoratului și ca împreună să lucrăm în perioada următoare pentru a dezvolta această relație și acest gen de întâlniri pe care l-am inaugurat azi. O să existe o singură mică problemă în această seară, o competiție fotbalistică unde o să fim despărțiți. Єдина проблема, невеличка, правда, полягає в тому, що сьогодні ми будемо розділені з футбольних мотивів. El o să-l invit pe primul ministru Iațeniuc la meciul retur la București. Але я запрошу пана прем'єр-міністра Яценюка, коли буде гра відповідь до Бухаресту. Și sper că doar problema fotbalistică să fie ceea ce ne desparte, toate celelalte lucruri să le punem în comun și să le rezolvăm împreună. І сподіваюся, дуже би хотілося, щоб тільки футбол нас у цьому сенсі роз'єднував, а все решта, щоб ми змогли врегулювати і владнати. Мотивес. Дякую.